nu, cu discuție, da. Mie la îndemână, am și eu de altă, dar m-am obișnuit cu ăsta, că e ușor de manevrat. Da, și de frumos. Da. E făcut acum din ceară de salcâm, da, adică da, e consumat așa ceva și atunci așa arată. Da, în afara soarelui foarte galben. Da, da. Vezi că influențează. Și mănânc albina, iată că influențează asupra secreției de ceară. Și acum să vedem aici ce găsim. Deci după ce am schimbat de acolo, am venit cu doi lipiți unul lângă altul și pe urmă l-am luat pe unul din ei și l-am trecut în spate. Și-a trecut în spate. Și acum ăsta se dezvoltă ușor, își va rezolva toată problema, toată problema. Deci, în filmulețele care le-am făcut ieri, vei vedea. Ale de ieri nu le-am văzut. Nu le-am văzut, sigur, nu le-am văzut. Azi noapte au fost puțin. Așa. Da. Aici, cred că e undeva marca. După cum se mișcă albina, aici e aici pe apropiere. Adică leargă așa și e încercetată. Da. Deci nu cumva să-i se întâmple ceva. Și acum o să înaintăm, sper să găsesc o ramă de aici. Indicat este să iei o singură ramă, știi? Ca da, să nu-l da, afectăm da, foarte puternic. Insist să spun, cât mai lent, cu atât mai bine. Este o ramă frumoasă, după aceasta, da, vezi? Da, da. Bătutul cu puiet. Trebuie să-ți dai seama și dacă puietul este așa, în bombată, în coace, este sănătos. Este sănătos. Sănătos. Când e subt, așa... Tot la dumneavoastră mă fac. Da? Tot da, așa, da. Bun. De asta o suspectăm că ar putea să fie luată. Dar mai înaintăm un pic să vedem dacă nu găsesc și mai bună. Deci vreau să fie... Are câteva celule de trântoare asta. Și vreau să fie numai cu celule de albine. E, acum dacă duc și... Câțiva masculi din partea asta, da, nu-i rău. Nu-i rău. Sigur că da. Sigur că da. Este un lucru bun. Face un bine și celor... Celorlalți. Celorlalți, sigur că da. Așa. Aici e slav în creștere, vezi, da, totul e perfect. Da, da, da. Așa. Și mai înaintăm, repet, sper să găsesc. Eu sunt fascinat de o de treabă. Cu toate că aveți colectorul de polen, da, ele tot cresc foarte mult puiet. Păi da, dar este un secret care trebuie să ți-l mărturisesc, l-am mai spus în filmele mele. Reglez cantitatea de polen funcție de cât împing mai aproape sau nu. Vezi tu? Da, este da, acolo este spațiu. Dacă eu îl împing mai mult... Știu, ați arătat cum... Am arătat, da? Ați arătat, da. Da, e spațiu mai mult și trece mai mult albine. Uite, am păsturi, vezi, acolo. Da, păsturi da, destul și colectez polen. Deci am și... Ea își face treaba cu altul. Uite, cât de frumos este puietul acolo, în zona aceea. Mergem și vedem în continuare. Sper, caut rama aceea pe care vreau eu. Știi tu pe care vreau. Adică să fie full cu puiet. Astea sunt rame care sunt în creștere, cu larvă, da, tot. Da. Dar nu ne interesează. Nu ne interesează deloc. Am avut o problemă uriașă și cu lupul albinilor astăzi, toamnă. Așa? Deci uriașă problemă. Am prins vreo trei în capcana de vieschi. Aia clasică, da, cu sticla. Da, 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 da. Asta e pe ramă frumos. Vezi? Îmi place și pe asta. Ai și un pic de păstură.
între asta și aia la altă, la care te opriți? Păi, pe cealaltă eu aș zice, da, nu? Da. Chiar dacă alegi câțiva la 30, da, dar e mai mult puiet, da. Nu? Așa trebuie să vedem. Așa, mergem mai departe și o vedem. Din te interesează să fie cât mai mult puiet. Aici și povestea. Ca să aibă cine crește următorul puiet. Sigur că da, sigur că da. Vreun pic de păsturare ai tu acolo? A, este. Este? Culeg păstură foarte multe. Deci ar avea aia. Să revenim la rama aceea din familia asta, nu? Da. Ești de acord, da? Da. Bun. Era pe undeva pe aici, parcă. Ia să vedem. Nu, aia e nouă, cealaltă. Aici, aici. Asta. Aia. Așa. Împing acum pe toate. Și prima ramă la care ne-am oprit. De aici. Hai, ești tu de acord să nu te prinde. Da, e bogat. Da, da. Așa cum eu, ca să nu vă întâmplă. Da. Și acum să mergem mai departe. Spune dacă capi. Cum? Capul. De sub capul meu numera și te gândești, nu? Da. Pentru că nu sunt făcuți chiar... Nu s-a respectat oare chiar exact? Nu. Auzi, ce să-ți fac acum? Aici nu te mai pot ajuta. Hai, a intrat un pic? Dacă nu o punem înclinat, știți? Da, le punem înclinat de toate. Da, nu mi-am putut eu azi așa ceva. Nu, mai degrabă le punem un pic așa. Așa. Și toate vor să fie? Sau... Toate o să fie în așa fel încât să... Așa. Acolo lipit și asta cât poate. Și atunci atât, stau foarte bine. Da, da, da. Așa. Și acum, în locul ăsta, și în altă parte, punem foi. A crescut. Da. Deci punem... O singură foaie, hai că era și hăitorul, ca să-l punem în continuare. Dacă apare o... Aici undeva lateral la mamut. Da, e acolo. Așa, folia... Respectate dimensiunile, cred că. Da, la greu respectă perfect constructorul meu, așa că... Știu, am văzut și despre calitatea lucrării, perfect ca să nu întrebne. Da, e apicultor și el și atunci... Știi despre ce-i vorba. Da, da, știi ce înseamnă să nu meargă rama și să te necăjezi. Așa. Și acum să uităm și în spate aici. Poate găsim și aici o ramă. Nu știu cum o destabilizează. O, se duce de acum. Dacă au început să-și facă albine care să circule, vezi că circulă albine. Da. E semn bun. Poate găsim o ramă frumoasă. De ce să nu o vedem? A noile dimineață își fac somnul de frumusețe, cred că. Da? Până în ora 11 nu iese niciuna. Dar nici n-are cine ieși. Hai mă, că n-are cine ieși, dacă stai și te gândești. E până Petre și câte ori. Lăsați că pun mâna în scândură cu asta. Da, da. Este marca aici. Vă și vedem acum. Sunt ochiul invers ca să nu alerge, să nu mai necădească, să o pot lua liniștit. Nu ne-am uitat de matcă, știi? Am luat rama aceea, dar nu ne-am uitat de matcă.
Știi, există pericol să o luăm pe matcă. Ia mă, uite-te tu pe ramă. Un pic, stați așa. Ce o albinuță mică, mică. Da. A intrat aici. Și nu înțeleg cum. Haide pe ieși. Așa. Am văzut pe putut. Mă se vrei. Da. Dar nu știu pe unde intră. Cred că o intră pe dedesubt. Deci trebuie să ne uităm încă o dată acolo, să nu putem ba să le luați marca și să-l panizez pe ăla. Da, 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 da. Elefanta. Tot e la creștere. Da, observ, observ. Da. Și... aici. Să află. La creștere, că el a avut un moment de supărare, cât de toată albina a rămas în față, de l-am tras în coace. Nu e o convenit chestia asta. Știi ce îți propun? Scoate mai multe rame și până vedem care din ele care facem selecție, sunt acele care n-am scos. Înțeles? Da, da. Așa. Și îi scotăm atunci. Așa, o pun și pe asta, acolo. Tot așa. Da, repet, scutăm după aceea. Aici mergem în completă. Închide acolo și să vedem. Da. Mutăm. Până că cred că oprim filmul ca să nu mai...